Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit din nou de la grădina mea. Am mai revenit după atâta timp cu un clip de la grădină. Astăzi vreau să mai fac puțină treabă pe aici prin grădină, așa că o să vă arăt imediat ceea ce vreau eu să fac astăzi. Nu știu dacă o să reușesc, dar încerc și mă strădui să fac ceea ce pot. Ia uite și pe ăsta ce stare pe mine, cățelul ăsta. I-am dat drumul să se plimbe, că nu mai chierlăia, săracul, că stătea acolo închis. Și nu mai, ia uite-l ce a crescut. A crescut golanul. A crescut și vrea mângâiat, vrea să fie mângâiat, el să fie cocolat, să fie alintat. Dar eu am treabă, n-am timp de tine. Așa, eu tot ce aș vrea să fac astăzi, aș vrea să pun prazul ăsta, mi l-a dat colegul meu de muncă și mi l-a dat de câteva zile, dar n-am reușit să-l pun și să vedem astăzi dacă reușesc să-l pun, să-l plantez. Cred că o să iasă vreo două rânde de aici, din prazul ăsta, și haide să mai facem așa un tur de grădină după atâta timp. După cum bine știți, aici este cușca lui Buddy, sper să nu vină după mine să intre în grădină, că ăsta se strecoară. Nu de alta, dar face prostii, se duce și la vecinul. Că l-aș lăsa eu liber, dar el se duce și la vecinul. Aici, după cum bine știți, am scos toți aracii de la roșii, toate plantele de roșii. Am scos și instalația de irigare o parte. Aici încă a rămas ardeii, încă nu i-am scos ardeii și vinetele, plantele. Și a mai rămas o parte din instalația de irigare. Aici am niște îngrășământ, e îngrășământ natural, e tot în resturi de graș de la animale. Doar că e făcut în pelet. Ăsta l-am cumpărat. Așa, varza mea pe care am plantat-o, dar după cum observați, a început să o mănânce, nu știu, niște, nu știu ce sunt, ce dăunători sunt, că habar n-am, ori sunt melci, ori nu știu ce sunt, ori sunt, nu știu, nu, n-am idee. Am dat și cu un insecticid special pentru ele, dar tot degeaba. Și vecinul are aceeași problemă. La el norocul că le-a pus mai devreme și au crescut, s-au făcut mari. Acum va trebui să sap puțin printre ele așa. Salata văd că e frumoasă, ia uitați ce salată frumoasă a început să iasă. Va trebui să o sap și pe asta repede, să-i dau o săpătură și la asta. Ia uitați ce frumoasă este. Este și timpul, este foarte cald, încă este cald pentru perioada asta. Și nu a plouat deloc, nu a mai plouat deloc. Pământul e uscat, după cum observați, încă pământul e uscat. Trebuie să udăm aproape în fiecare seară plantele, pentru că dacă nu au apă de la Dumnezeu, trebuie să le udăm noi. Trebuie să umplu bidoanele astea astăzi, butoaiele astea mari. Aici am ceapa care i-am pus-o ultima oară. Uite că i-am mai pus apă și a început să își revină. A început să cel puțin aici unde a primit mai multă apă, dar începe să-și revină, dar nu cred că să mai face ea, dar atât cât să face e bună. Aici roșiile, ia uita și roșiile astea care le-am pus ultima oară, au început să mai facă, dar le atacă dăunătorii și fac niște pete pe ele, iar aici nu a mai rămas nimic. Aici, după cum bine știți, data trecută am săpat ca să sap buruianul ăla, deci am curățit terenul. Aici nu am săpat, aici a fost cartofii, au fost cartofii, încă nu am săpat aici, dar văd că nu a mai crescut buruian, că vă dați seama că dacă n-a plouat, ce să mai crească? Uitați-vă și voi, totul e uscat din cauza la secetă, că nu a plouat, n-a mai plouat deloc. Vecinul are grădină frumoasă. Na, n-am ce să zic, el se pricepe mai bine, plus de alta, el știe ce să-i facă și cum, el, na, în fine, asta e. Și plus de alta, eu nu prea mai avut timp de grădină în ultimul timp, nu prea mai stat de ea să le plantez și eu la timp, nu le-am mai plantat la timp. Dar să vedem. Acum nu știu, să vedem unde să plantez prazul. Cred că am să-l plantez unde aici, o să-l plantez lângă salată, am să-i fac două rânde aici și așa e și ei aproape de butoaiele astea mari și pot să le ud liniștit, pot să le ud ușor. În fine, să nu mai stau la pălăvrăgeală, dar mai întâi aș vrea să-i dau un pic, să sap un pic varza asta, să-i mai dau o țâră să o sap, am mai săpat-o, dar trebuie să o mai sap iară ca să se dezvolte un pic mai bine, mai repede. Să vedem, să-i mai dau cu un produs ceva să nu le mai mănânce, că uite, să le-a nenorocit. N-a mai rămas nimic. Uite, asta practic a mâncat-o aproape toată. Ce să mai iasă? Dacă nu iese, asta e, ce să fac? N-am avut noroc, n-am norocul ăsta eu. Măcar cu de salată să mă bucur, să iasă salată frumoasă. Asta chiar îmi place, e și frumoasă salata. Să vedem dacă reușesc să scot și plantele astea. Nu știu, eu îmi fac planul prea devreme, dar să văd ce reușesc să fac. Oricum, eu aș fi mulțumit să reușesc să fac, să sap varza și cu salata și să pun prazul. După aia, dacă mai rămâne timp să mai fac altceva, e bine, dacă nu, asta e. Și apropo, trebuie să fac și rost de lemne pentru la iarnă. Eu am ceva pe aici, lemne. Am câteva lemne pe aici, bine, astea n-ajung cine știe ce, nu sunt cine știe ce lemne, mai am și pe acolo
în spatele grădinii, dar mai am aici niște scânduri, niște chestii, niște resturi de la tot felul, de la coteț, de la nu știu, mi le-a dat un vecin al meu, vecinul din partea cealaltă, mi le-a dat și am zis, bă, bune pentru foc, de ce să le arunc, că el vrea să le arunce. Și am zis, mă, dă-mi-le mie că le bag eu pe foc, le folosesc lemne de foc, sunt bune, sunt gratis, sunt chiar foarte bune. Să văd dacă e să mai fac rost, că nu mi-ajung astea toată iarna. Și va trebui să-mi fac timp într-o zi să le tai, că acuș vine iarna și mă trezesc că nu am lemne tăiate. În fine, o să le tai și o să le pun tot așa frumos aici, o să le stivuiesc la poarta aici aproape, că doar vin cu mașina și le încar. Așa. Apuc repede să sap acolo, mai întâi să pun un pic de îngrășământ, să pun resturile alea de graj, peletul ăla, să pun la plante, că le trebuie un pic de, și un pic de îngrășământ, ca să se dezvolte, să crească. Pun frumos așa cu mâna și pune la fiecare plantă un pic de îngrășământ din ăsta. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. În sfârșit am reușit să sap salata și cu varza, le-am săpat frumos, va trebui să le mai pun doar apă. Am făcut și rânduri pentru praz, acum rămâne decât să plantez prazul, așa că în sfârșit cred că o să reușesc doar să plantez prazul în seara asta. O să dau cât mai repede, să mă mișc cât mai repede, de aceea nici n-am să filmez prea mult, pentru că vreau să termin. Sunt unele mai mici, unele mai mari. Ceea ce am putut să iau și de la colegul meu, ceea ce a avut și el, și hai să vedem. Așa, frumos. Bă, sper să iasă, adică sper să fac ceva. Va trebui să rud mereu, să rud la timp. Să iasă. Ce să plantez pe ăsta mai mare și după aia văd dacă mai rămâne spațiu pentru ăla mic, îl plantez și pe ăla. Mie îmi place brazul, îmi place foarte mult brazul. Anul trecut am pus, dar nu mi s-a făcut. Nu așa cum trebuia. Anul ăsta ce știu, sper să fie mai bine.
Oameni buni, am reușit să pun și prazul. Am terminat de pus și prazul. Mi-a ieșit cam, să zicem că e un rând. Ar fi jumătatea asta de rând și încă jumătate de rând. Hai să vedem dacă e să mai pun salată în, pe jumătatea asta de rând sau dacă nu rămâne așa. Acum nu rămâne decât să pun apă și cam atât pe seara asta. Deja s-a făcut și târziu, trebuie să mă duc și o acasă. E deja să mă apucă noaptea aici din nou. Ăstea în altă zi, tot așa, tot le amân mereu, oricum nu mă grăbește nimeni, mi le fac eu ușor, ușor, ce să fac? Chiar nici nu mă deranjează că nu mai am treabă cu ele, o să le reușesc eu să le fac. Le-am dat și la găinuși să mănânce, le-am pus apă proaspătă, acum trebuie să mă duc și eu către casă. Cățelușul e și el, are apă, are mâncare, a venit și stăpânul lui, a venit la el și s-a jucat puțin cu el, așa că găinușile mele sunt bine mâncate. A, să culeg ouăle, am uitat să iau ouăle. Dar cred că o să-mi trebuiască ceva să le iau. Că au făcut și ouă ușoare, bineînțeles. După câteva zile. Ia uite, astea deja s-au pus la somn aici. Deja, na, se apropie noapte. Hai mă, că vă iau decât ouăle, mă, și eu. Bă, nu pot să le iau pe toate. Așa că... A, dar o să-mi bag în buzunar. Mă, sunt vreo 5 și cu 2 ouă, 7 ouă sunt. Deci și-au ouat, au făcut ouțe. Stai că nu pot să le bag, să mi le bag în buzunar. Bag în buzunar aici, frumos. Sper să nu le fac omletă. Că mi s-a mai întâmplat, nu e prima oară. Când le fac omletă. Deci nu e prima oară când mi se întâmplă așa ceva. În fine. Închidem prăbălia și mergem acasă. A, trebuie să închid poarta la râu. Închis și poarta la râu. Bă, am terminat. Bine că am făcut toate treburile. Și e, mai, o să mai rămână să ud grădina. Cam asta este tot, oameni buni. Așa că nu uitați să dați un like dacă apreciați munca mea și ceea ce fac eu. Dați și o distribuire să vadă și prietenii voștri. Și bineînțeles, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Să ne vedem cu bine până data viitoare. Pa, pa, oameni buni!